200.000 de euro. Atât costă cel mai modern planetariu din sud-estul Europei, care se va afla din septembrie la Pitești, sub cupola Muzeului Județean. Contractul de furnizare a echipamentelor a fost semnat. Astfel, o echipă de specialiști de la o firmă franceză va lucra pentru a le oferi piteștenilor un loc de recreere. Este un planetariu modern, extrem modern, și va permite la ville de Pitești. Este un planetariu foarte modern care le va permite locuitorilor Piteștiului să vadă lucruri foarte interesante. Este important de știut că mai construim încă un planetariu în Caserta, Italia. Iată că derulăm în paralel două proiecte interesante în două orașe înfrățite. Planetariul va fi amplasat la etajul al doilea al muzeului și va avea o capacitate de 36 de locuri. Pe vizitatori îi vor aștepta multe surprize. Nu cred că foarte mulți piteșteni au intrat într-un planetariu și trebuie să recunosc că singurele planetarii în care am intrat au fost cele de la Constanța și Suceava. Da? Deci va fi un loc în care oamenii vor găsi cer senin la orice oră. Se vor plimba printre stele, prin galaxii. Deci va fi un loc în care nu intri de foarte multe ori în viață. Este un proiect mai vechi de câțiva ani de zile și iată că se finalizează. Sperăm ca la începutul lunii septembrie să-l punem la dispoziția publicului. Noi sperăm să avem un public foarte numeros pentru că este primul planetariu atât de modern care se deschide în Argeș și în toată Muntenia. Deci contăm pe foarte mulți vizitatori pentru că este o chestie absolut inedită. Planetariul de ultimă generație va putea fi admirat din septembrie. Până la stadiul final, lucrările vizează amenajarea pereților, precum și montarea domului, a scaunelor și a softului.